Cărțile sunt acea punte pe care a construit-o mama până la sufletul meu. Seară de seară, pitită în brațele ei, ascultam povești. Peste ani, acea oază de liniște o regăsesc în natură. Mă îmbrățișează foșnetul frunzelor, adierea vântului și cartea, confidenta mea. Lectura este asemenea unei aventuri prin care trăiești experiențe unice și te redescoperi.